am stat în genunchi în fața Măriei sale și l-am rugat să-mi dea drumul să-mi caut copilul. Ridică-te, cinstite comise Manole, a grăit Maria sa, și așează-te în fața noastră ca un prieten și ca un frate mai mare. Ai fost cu mine altădată în primejdie, se cuvine să-ți răspund și eu acum. Îți dau domnia mea carte cu care să te înfățișez oriunde la dregătorii noștri. Dacă băietul a trecut dincolo și ai nevoie de oșten, ți se va da oșten. După ce-l prins, adă-mi-l ca să-l cerci și eu. După aceea Maria s-a zâmbit a râde, bătându-mă pe spate. Să știi, comise Manole, a zis Maria sa, că acest prunc a săvârșit o faptă care îmi place. Îi place Măriei sale, căci pruncul nu-i al său. Acum poftesc pe fiul nostru Dămian să cetească cartea domniei. Din mila lui Dumnezeu, noi, Ștefan Voievod, domnul țării Moldovei, facem cunoscut cu această carte a domniei noastre tuturor dregătorilor noștri mari și mici să deie, după asta cerere, orice fel de sprijin de cai, arme și slujitori credinciosului nostru comis Manole Părnegru, care se duce în țara de jos pentru a săvârși treburi ale domniei noastre. Nimenea să nu cuteze a face într-alt chip, văzând pecetea noastră pe această carte. Scrisul s-a în cetatea Sucevii, s-a atârnat pecetea și s-a dat în mâna comisului Manole de către domnia sa, Toma Logofăt. Octombrie, zi întâi. Ne place cartea Măriei sale, dar mai ales ne e cu folos. Socot eu că cel mai vinovat pentru neplăcerea părintului nostru eu sunt. De ce? Pentru că, necunoscând bine suferința fratelui nostru Mezin, n-am trimis pe Iosif să spuie feluite vești la Timiș. Iar greșala n-am cunoscut-o decât după ce Iosif s-a întors la mine. Dar eu socot că greșala trebuie totuși să-i mă plătesc în bani cu dreptate cântăriți. Am cu mine, deci, destul ca să cumpărăm ce ne lipsește, să plătim cai proaspeți, să ajungem cât mai degrabă la chilia și acolo, dacă ne va face trebuință, să năimim și slujitori străini. Dacă dăm de Ionuț și trebuie să-l răscumpărăm, stăm la tocmeală și îl răscumpărăm. Dacă nu-l putem răscumpăra, îl luăm cu deasila. Toate în viață sunt neguțătorie. Mie mi-au plăcut întotdeauna neguțătorii mai mult decât curtenii Măriei sale. Oricât de bun ar fi iscusința și blândețea unora, cu hoarda nu se poate face nimica. După cum a dovedit luminația sa Ștefan Vodă de la spurcatul Mehmet, nu poți lua înapoi ce al tău decât cu arma. Așa că, dacă nu se poate altminteri, noi intrăm acolo și batem război. Eu și fratele nostru cuviosul Nicodim nu ne pricepem bine ce avem de făcut. Poate să facem negoț, poate să tragem sabia, dar până ce n-om sta la fața locului, părintele nostru, comisul, nu ne poate porunci așa ori altfel. Aș îndrăzni să arăt luminatului sfat că se apropie miezul nopții și băietul fuge cu 30 de ceasuri înaintea noastră, de ce vremea să încălicăm. Eu, drace, mi se pare mie că toți au dreptate. Dacă dumnealui comisul poruncește să vie cai, apoi n-avem alta de făcut decât să ne sculăm de aici și să ne ducem. Să vie cai!